Gabi, start aproape perfect pentru echipa a doua a farului în play-off-ul Ligii a treia, două victorii și un rezultat de egalitate în primele trei meciuri disputate. Da, suntem foarte fericiți că am început cu dreptul și sperăm să ținem tot așa. Ați învins în ultima etapă pe teren propriu liderul, ce ți-a fumat, un succes cu 2-1 important. Da, un meci greu, în care am muncit foarte mult, am dominat prima repriză, după părerea mea, cu ocazii foarte clare și am reușit să marcăm două goluri. Repriza a doua, din păcate, am luat gol foarte repede, dar suntem fericiți că am câștigat. Ai contribuit din plin la acest succes, o intervenție salvatoare pe linia porții în finalul meciului. Da, nu știu, așa am simțit să stau acolo și mă bucur că am reușit să ajut echipa. După acest succes, vă mențineți la un punct de locul secund, iar vineri veți întâlni ocupanta poziției a doua, CS Popeșle Ordeni, un meci extrem de important pentru voi pentru a trece pe locul al doilea. Da, mai avem câteva zile până la meci, încercăm să ne pregătim cât mai bine și să reușim să câștigăm. Cum îi simți pe coechipieri, motivați pentru aceste meciuri importante pe teren propriu cu Leorden și cu Borcea? Da, este și normal, trebuie să câștigăm am două meciuri ca să reușim să ocupăm poziția a doua. Dan, ați pornit foarte bine în play-off-ul Ligii a treia cu echipa secundă a farului, două victorii și un rezultat de egalitate. Da, am început foarte bine cum ați zis și dumneavoastră, două victorii și un rezultat de egalitate. Am avut o victorie foarte importantă acum ultimul meci contra primului loc și ne bucurăm că reușim să câștigăm. Sunteți acum la un singur punct de locul secund. Da, și avem meci vineri, avem o săptămână să pregătim acest meci și sperăm să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte. Această serie pe teren propriu este foarte utilă pentru voi pentru că vă puteți asigura locul secund dacă învingeți în următoarele două etape pe Popeșle Ordeni și pe Borcea. Da, cum am zis, primul meci este foarte important, dar și după aceea cu Borcea sperăm să facem 9 puncte în aceste 3 meciuri și să mergem pe locul 2. Este finalul de sezon, se simte oboseală? Se simte și puțin oboseală, însă avem meciuri la săptămână și avem timp să ne refacem și să ne pregătim. Echipierii pregătiți pentru duelurile decisive din acest final de campionat? Da, suntem toți motivați și sperăm să mergem la baraj.